Vom citi cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 9, începând cu versetul 23. Dumnezeu a poruncit acestui om să scrie următoarele cuvinte. Apoi, Hristos a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăbădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Căci oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el, când va veni în slava sa și a Tatălui și a sfinților îngeri. Bunule Părinte care locuiești cerurile, revarsă lumina Ta peste locul acesta și primește din trupurile noastre laudă și mulțumire pentru tot ce ai făcut pentru noi. Cuvântul pe care l-am citit, fă-l, Doamne, lucrător în credința și în faptele noastre, în așa fel încât noi să fim și să rămânem o mărturie spre slava Ta pe acest pământ. Îți mulțumim că ne asculți. Rămâi cu noi în puterea Duhului Sfânt și prin Hristos te rugăm. Amin. Ocupăm loc. Bună după amiaza, dragi oameni! Și mântuirea lui Hristos să umple inimile voastre și sufletele voastre și viața voastră să fie o urmă pe care, dacă apucă cineva, să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Amin. Sigur că poate pentru unii este ușor stânjenitor să zică cineva: dragi oameni. Unul dintre mari scriitori greci, la un moment dat, spunea așa: în lume sunt multe mari minuni, minuni mai mari ca omul nu-s. Și n-au cum să fie minuni mai mari, pentru că Dumnezeu, atunci când a creat toate lucrurile, a decis ca să fie omul cea mai mare minune. Numai că datorită păcatului, oamenii s-au împuținat pe pământ. Noi zicem că s-au înmulțit. S-au împuținat. În popor, nu știu dacă și în satul vostru, dar în satul meu era o vorbă care suna cam așa: a nu fi om nu-i mirare, a fi om e lucru mare. Și avem senzația că vorbele acestea se nasc așa, întâmplător, de pe aici, de acolo. Nu, nu. Când poruncește Dumnezeu lui Moise, dacă informațiile mele sunt corecte,
Îi poruncește lui Moise să scrie cartea Iov. Îi poruncește să o înceapă cu cele mai frumoase cuvinte care pot exista în toată literatura universală. În opțiunea unor cercetători, nu există nici o carte de literatură pe pământ care să înceapă atât de genial cum începe cartea lui Iov. Și scrie Moise, era în țara Uț un om. Cum să fie un om? Dacă era plin de oameni. Nu, nu. Era în țara Uț un om. Așa că, bună după amiaza, dragi oameni. Mare lucru. Acolo în țara Uț era un om. Aici sunt 1000. Dă, Doamne! Amin! Dă, Doamne! Așa, după amiaza aceasta, să facem un pas mai departe. Nu știu dacă mai știe cineva despre ce am vorbit de dimineață. Au fost doar 3 cuvinte. Care sunt ele, artistule? Recaută în caiet. Care sunt? 1. Întrupare, revărsare și mântuire. Amin. Amin. Facem un pas mai departe. Vedeți, dragii mei, trăim într-un secol foarte interesant în care se recapitulează cel mai dramatic eveniment din istoria mântuirii, aș zice eu, dar dacă ar fi să folosesc termenii secular sau nu știu cum să zic, cel mai dramatic eveniment din istoria poporului iudeu. Poate vă aduceți aminte că scena cea mai îngrozitoare din tot ce a făcut poporul iudeu a fost când s-au închinat la idoli. I-a pedepsit Dumnezeu și i-a iertat. A fost când au întors spatele lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a iertat și i-a îmbrățișat. A fost când alte popoare i-au ucis și Dumnezeu a intervenit și i-a salvat. Și, mă rog, însă a fost o zi în istoria lor când ei au fost singurul popor de pe pământ care și-au ucis Dumnezeul. Din cunoștințele mele, care pot să aibă lipsuri, în nici o religie din istoria planetei Pământ n-a existat oameni care să-și ucidă Dumnezeul. Măcar că Dumnezeul lor era o închipuire, dar nu și-au ucis-o. Cu tristețe și responsabilitate vă spun un lucru pe care vă va fi greu să-l credeți. Astăzi, în secolul 21, singura credință sau religie de pe pământ care își ucide și își alungă Dumnezeul din ea este creștinismul. Dacă ar fi să facem așa o analiză în memoria noastră, cam ceea ce înseamnă creștinism la puterea 100 este Europa, de răsărit și de apus, Statele Unite ale Americii și după aceea pe unde mai sunt. Este singurul petec de pământ în care toată suflarea creștină își dă concursul prin educație, prin redefinirea familiei, prin redefinirea moralei. Este singura bucată de pământ în care toată suflarea de oameni își dă concursul prin redestinarea sălilor de închinare. Nu știu că știți, dar sunt catedrale imense care au fost transformate în baruri, în case de toleranță. Și când vezi fastul lor pentru Hristos, rămâi cutremurat și când intri înăuntru, ți se moaie genunchii. Exact ca în poporul iudeu, creștinii sunt singura religie de pe pământ
care își alungă și își ucid Dumnezeul. Iar eu și cu voi, sau voi și cu mine, suntem chemați la existență într-un ceas istoric în care cineva ar trebui să țină umărul. Când l-au vândut pe Hristos, n-au vrut nimeni să țină umărul. Când l-a vândut pe Hristos, nici cei mai apropiați trei prieteni n-au reușit să se roage cu el. Când căra Hristos crucea pe dealul Golgotei, un străin fugea printre oameni, singurul căreia i-au dat lacrămile din ochi, văzându-l pe străinul acesta căzut sub lemn. Și când romanii l-au văzut că-i milos, l-au pus ei care crucea. În rest, toată lumea avea un singur gând: omorâți-l pe Dumnezeul nostru! Și l-au omorât. Și pe dealul Golgotei în sus, niște femei plângeau după el, atât. Dar din cuvintele lui Iisus Hristos reiese că ele nu știau de ce plâng. Pentru că Hristos a întors și a zis: auzi, fetelor, nu mă plângeți pe mine. Plângeți-vă pe voi, că-i vai de capul vostru. Istoria aceasta se repetă în secolul 21. Într-o manieră mult mai dură și mult mai generalizată. Toate instituțiile de stat europene, toate instituțiile de stat americane urmăresc un singur lucru: izgonirea lui Hristos dintre oameni. Tu ce faci? Fii cinstit. Nu ce faci azi aici. Că de aici când ieșim și ne ducem de mâine dimineață, poate unii dintre voi intră în sălile de clasă. Ce faceți acolo? Poate unii dintre voi intră în rețeaua de asistență socială și protecția copilului și a familiei. Ce faceți acolo? Ce faceți acolo? Acum câțiva ani ne adunam cu toții și strigam a disperare către Dumnezeu și către lume, și am fost și eu la demonstrație în Târgu Mureș personal și strigam cât mă ținea trupul și sufletul către Dumnezeu și către, nu mai știu către cine strigam, când toți copiii la familia Budnariu sau cum îi chema au fost luați. Dar tu, Doamne, care ești asistentă socială, sau tu, Domnule, nu același lucru îl faci în România acum? Când tu semnezi, Doamnă, că soțul unei femei n-are voie să se apropie de casă, ce faci? Nu cumva îl ucizi pe Dumnezeu? Când tu semnezi, Domnule, într-un birou de justiție, ca niște copii să nu aibă și tată și mamă, ci fie numai tată, fie numai mamă, tu ce faci? Crezi că a fi pocăit de duminica ajunge? Trăim un lucru care nu cred că va mai avea loc în istorie să se repete vreodată. Toți creștinii strigă într-un glas. Nu ca evreii. Evreii strigau: răstignește-l! Ce înseamnă răstignește-l? Înseamnă că el există. Toți creștinii strigă pe dealul Golgotei europene și americane: el nu există!
Și copiii noștri sunt învățați să nu mai folosească acest nume. Și liderii noștri creștini în întâlniri evită numele de Hristos pentru că sunt discriminați alții. Și numele de Dumnezeu nu trebuie să fie folosit pentru că lucrul acesta produce tulburare. Se folosește divinitate ca toți să se simtă bine. Adică Hristos nu există. Acesta este strigătul la unison a către 2 miliarde de creștini. Tu cum strigi? Nu aici. Ci începând de mâine până sâmbătă. Așa că dacă mă gândesc cu bun simț, măcar evreii au omorât pe cineva care există. Pe când noi declarăm că n-avem nevoie de cineva care nici măcar nu există. Dragi oameni, luați-vă timp. Luați-vă timp pentru voi. Luați-vă timp pentru copii. Mesajul din după amiaza aceasta are ca titlu un singur cuvânt. Cele de după sunt de prisos. Și anume, victorie. Restul nu există, n-ai nicio importanță. Restul nu contează. Victorie, restul nu contează. Nu contează. În pasajul pe care l-am citit, s-ar putea să nu observăm această idee, dar pasajul pe care l-am citit vorbește în exclusivitate numai despre victorie. Zice Hristos cam așa. Apoi Iisus a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Asta e cea mai mare victorie. Să te bați cu tine însuți și să câștigi. Nu o să-ți vină să crezi ce-ți spun acum. E mai ușor să te bați cu Dumnezeu și să ai senzația că l-ai învins decât să te bați cu tine și să te învingi. De fapt, Iacob, când a trecut pârâul Iaboc, l-a trecut după ce a câștigat victoria cu sine. Și după ce a câștigat victoria cu sine, a reușit să-L învingă pe Dumnezeu. Dacă vrea cineva să vină după mine, are nevoie de o victorie asupra sa. Și voi încerca în după amiaza aceasta prin câteva imagini din Scriptură și potrivit cu cele pe care mi le-a dat Dumnezeu să deschid o fereastră pentru sufletul meu și pentru sufletul tău ca să vedem cât de important este frontul acesta pe care nimeni nu luptă. Nimeni nu luptă. Era o biserică, și astăzi există undeva în județul Mureș, nu pot să dau prea multe detalii despre ea, și la ușă erau doi frați așa cătrăniți de o evlavie cerească, care stăteau pe braț cu năfremi. Și când intrau surorile, nu zic, stai aici! Și dădea năframă. Puneți năframă pe cap dacă nu acasă.
Și orice femeie care intra, speriată de evlavioși ăștia, și trăgea bărbada în cap și se băga la biserică și la ăștia, așa li se umfla gușa. I-am arătat eu ei de străbălată ce e. Foarte ușor să ai victoria asupra cuiva. Prin slujba pe care o am de păstor, intru în multe case și, cum să zicem popor, nu mi-a albit barba degeaba. Când intru în casă, mă uit la bărbat, mă uit la femeie, le dau bineți, pacea Domnului frate, pacea Domnului soară, și nu-mi trebuie 5 minute ca să văd cam despre ce e vorba. Cum un bădăran bagă călcâiul în gâtul ei, se vede pe sufletul ei, pe fața ei, o trudă de fefeleagă dusă până la exasperare. Că e foarte ușor să ai victorie peste un vas mai slab. Știi ce ușor e? Ei mușca două și zice, a treia nu ți-o mai dau, că nu te mai ridici. Și apoi nu mai încapi în pene de pocăit ce ești. Nu, asta este. Aici Hristos trimite altundeva. Deci dacă vrea vreo unul să vină după mine, să nu câștige victorie asupra altuia, că e ușor. Dacă vrea vreo unul să vină după mine, să câștige victorie peste el. Peste el. Și zice în Cartea Proverbelor că cine se poate stăpâni pe sine, ăla poate să steie între împărați. Și cine nu se poate stăpâni pe sine, e un gunoi. Dacă vrea cineva să vină după mine, are nevoie de o victorie asupra sa. Era cu mulți ani în urmă, nu scrie Scriptura cam câți ani să fi fost, de când Dumnezeu, într-o grâlceavă, să zicem așa, cu Adam și Eva, îi izgonește din rai. Izgonindu-i din rai, pune un heruvim la ușa grădinii, de o sobrietate și de o acuratețe îngrozitoare, pentru ca omul să nu se mai poată întoarce niciodată în grădina respectivă. Și ne spune Sfânta Scriptură că Adam și Eva, prigoniți cum erau, păcătoși, deja lipsiți de slava lui Dumnezeu, pe pământul ăsta, pe undeva, s-au așezat, au început să aibă copii. Și ne spune Sfânta Scriptură că au avut doi copii, mai întâi sau printre copii, pe unul îl chema Cain și pe unul îl chema Abel. Și copiii aceștia doi erau cum să cade. Unul avea solarii roșii, castraveți, unul care era mai, îi plăcea mai mult în aer liber, poate nu îi plăcea așa meticulozitatea de a aranja straturi și din astea. Zice că ăsta era cioban. Și potrivit cu învățătura rămasă de la tatăl și de la mama lor, într-o zi s-au gândit, hai să facem un pic de altar, să aducem jertfă Domnului. Că așa ne-a poruncit. Și amândoi s-au dus, au făcut altar, erau unul lângă altul, frați, și au dus câte o jertfă. Nu știu cum s-a uitat Dumnezeu la el, la ei și de unde. Și nici nu știu cum ei l-au văzut pe Dumnezeu. Nu știu. Dar nici nu pot să zic că n-a fost așa, că noi ăștia pugăițimea tot rezolvăm. A, păi nu, că ales niște metafore, niște imediat rezolvăm noi.
cartea asta știți cum e așa, imediat recycle bin și la revedere, la asta, noi suntem tari. Nu, 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 nu. Acolo zice că în timp ce ăștia duceau jertfa, Dumnezeu s-a uitat așa la ei, cum aduc jertfa, și s-a uitat la Cain și... nu chiar în regulă. S-a uitat la Abel și zice, mamă, ce frumos! În momentul acesta a simțit Cain un junghi aici în coșul pieptului. Adică eu sunt și mai mare, sunt întâiul născut. Și la mine se uită ca la o potroacă. Și la asta care nu-i întâiul născut, se uită așa ca la un înger. Dumnezeu îl vede. Fiți foarte atenți. Și îl cheamă la el. Zice, Cain, da, Doamne, nu-i așa? Cum, Doamne? Dacă faci bine, ești bine primit. Așa-i? Așa-i, Doamne. Dacă faci rău, te copșelește. Nu, nu. Fiți foarte atenți la text. Dacă faci rău, înseamnă că păcatul ți-a cam crăpat ușa și dă să se bage înăuntru. Și acum pune mâna pe clanță și stăpânește-l. Despre ce era vorba acolo? Despre o victorie pe care asupra cui trebuia să o aibă Cain? Asupra lui. Și culmea îi și spune, iese de acolo, turat, plin de adrenalină, era o dita mai matahală, pune mâna pe, ce știu, un hârleț, o secure, ce-o fi fost acolo, eu nu cred, din alea cu epoca de bronz și cu securi din piatră, voi poate credeți în prostii din astea, e problema noastră, dar eu nu cred, adică, eu cred că oamenii aceia erau înțelepți, nu ca noi. Pune mâna pe o bardă pe ce-o fi pus și zice, rezolv treaba. Cum? Cu o victorie despre care nu va ști nimeni niciodată nimic? Voi rezolva problema aceasta cu o victorie care nu va mai ieși în cale niciodată? Voi rezolva problema aceasta cu o victorie datorită căreia niciodată nu mă voi mai simți umilit? Și chiar dat una în cap, l-a omorât și l-a băiat în pământ. Așa e și victoria ta? Nu e așa că e mai ușor să-ți omori un frate decât să te pocăiești tu? Nu e așa că e mai ușor să omori o soră decât să te pocăiești tu? Nu e așa că ți-e mai ușor să-ți omori copiii decât să te pocăiești tu? Nu e așa că ți-e mai ușor să-ți omori nevasta decât să te pocăiești tu? Nu e așa că e mai ușor să-i mânci creierul la bărbatul tău decât să te pocăiești tu? Și nu e așa că e mai ușor să-i dai un pumn în gură la aia să tacă odată decât să te pocăiești tu? Acesta este chipul lui Abel, victorie pentru totdeauna. Numai că, nu știu cât au trecut, o zi, un ceas, abar n-am. Nu știu cum, că noi zicem că nu se vede, că nu se... Nu știu cum. Dar Scriptura zice că Dumnezeu a zis lui Cain, auzi, treci pe la mine. Și Cain, ca un june, să rămână, Doamne, ia câtă-mă. Mă, Cain, unde-i Abel? Nu, bine, păi, suntem numai noi doi pe pământul ăsta. Ce știu, o fi luat un Boeing 732, pe unde-o fi? Păi treaba lui, măi, ce te bărbui și tu, Doamne, acum? Și atunci Dumnezeu zice un lucru,
Ai uitat ceva? Că din pământ sângele Lui strigă la mine. Și am aflat prin asta că tu ești un om de arme superb. Ai câștigat o victorie extraordinară care nu-ți folosește la nimic. Și atunci s-a rostit unul dintre cele mai crude blesteme de pe pământ. În satul meu, ca să înțelegeți cât de crud e blestemul ăsta, în satul meu, când eram copii și ne jucam, și te punea așa să juri, hai mă, e drept, da mă, să te faci așa că e drept, îți făcea așa cu deștept, te face așa, și tu ziceai, da, atunci era clar că zice adevărul. Pe la vreo 20 ceva de ani, făceam curte la o unguroaică, dintr-o greșeală a ajuns nevastă mea. Și era câteodată așa când ziceam câte ceva și nu mă prea credea. Și zicea, să te faci așa că zici drept? Și mă uitam, adică, mă, și mi-am dat seama că e mai nasul să rămâi drept decât strâmb. Că dacă ești cocoșat, mai ești, dar dacă rămâi strâmb, drept, ești terminat. Așa s-a întâmplat cu Cain. L-a blestemat Dumnezeu să nu moară. Pentru că pe Cain l-a interesat victoria peste altul, nu peste sine. Și când ai biruință peste altul, crucea e un blestem. Crucea este o binecuvântare numai când ai biruință peste tine. Amin. Amin. Și acum te întreb, dacă îți faci o analiză în sufletul tău, victoria ta, dacă îți faci un palmares pe câți ai băgat în pământ, s-ar auzi coruri de sânge cântând. Și ai senzația că totul s-a acoperit, totul se... Cum adică, frate Coman? Cum adică? Zicea Hristos. Bine, el zicea așa că oricum nu-l crede nimeni. Dacă îi spui fratelui tău, prostule, dacă îi spui sorei tale, nebuno, ce ai făcut? Ce ai făcut? Că sunteți oameni ai cărții. Cum? Zi-mă tare, mă. Ți-e frică? Ai ucis. Și acum te întreb. Cât sânge strigă din pământ? Când te oprești? Că e foarte ușor să înjunghi pe cineva, dar e foarte greu să te înjunghi pe tine. Aici este problema, dragii mei. Vedeți? Purtatul crucii. Purtatul crucii. Se șade nu celor care l-au ucis pe Cain, pe Abel. Purtatul crucii se șade nu celor care știu să-și ucidă frații și surorile. Purtatul crucii se șade nu păstorilor care știu foarte bine să manipuleze și să-și ucidă credincioșii, ci purtatul crucii și acestei cununi de spini se șade omului care se învinge pe sine. Iar când un om nu e capabil de această victorie, când un om
nu-i capabil de această victorie. Purtatul crucii este o rușine universală. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se oprească, are nevoie de o victorie. Ce fel de victorie, Doamne? O victorie asupra sa. Tu ai nevoie de rugăciuni și eu. Domnul să fie lăudat și ne rugăm. Eu și cu tine avem nevoie de cântări. Domnul să fie lăudat, cântăm. Eu și cu tine avem nevoie de părtășie. Domnul să fie lăudat, avem. Dar toate acestea, fără o victorie asupra sinelui meu, este o rușine pentru Dumnezeu. Și zice aici, dacă vrea cineva să vină după mine, are nevoie să se lepede de sine, are nevoie o victorie asupra a ceea ce are în sinea lui, asupra ceea ce are în inima lui. Și zice Dumnezeu, inima omului este nespus și deznădăjduit de înșelătoare. Cine poate să o cunoască? Și spune-mi dacă în ultima săptămână sau în ultimul an sau de-o viață te-ai pus vreodată pe genunchi în casa ta să urli, Doamne, ajută-mă să-mi cunosc inima și unde-i nevoie să o înving. Nu o să faci asta niciodată, că te dezavantajează. Că dacă câștigi biruința asupra ta, ești smerit cu ceilalți. Dacă câștigi biruința asupra ta, ești cum se cade cu ceilalți. Dacă te preocupă victoria asupra sinelui tău, nu mai ai timp să vezi, ai văzut-o pe fiica lui aia. Ferească-te Dumnezeu, oare nu e rușine să o mai ducă și la biserică? Serios, mă? De ce ai tu cu fiica lui aia? L-ai văzut pe feciorul ăla? Da, se uită după fiica, și după fiica mea s-a uitat, nesimțitul. Lua la rai, așa, așa. Ai vreme, că dacă nu te uiți la tine, ai vreme să te uiți. Dacă nu te biruiești pe tine, ai vreme să birui. Dacă nu îți ucizi mădularile tale păcătoase și imensa dramă din viața ta, ai timp să ucizi tot ce iese în cale și ca și cum n-ar fi destul, zici, mi-a ajutat Domnul. Ei, un om de felul acesta nu poate să poarte crucea lui Hristos, pentru că e un dezgost. Să trecem un pic mai departe. La un moment dat, poporul iudeu era foarte supărat în felul în care erau ei. Toți oamenii erau într-un fel, numai ei erau un alt fel. Și Samuel era un pic mai în vârstă. Copiii lui se pare că nu călcau pe aceleași urme, o dramă îngrozitoare. Și vorbește cu poporul și poporul zice, acum tu mori și ce ne facem, că copiii tăi sunt așa, cum zice ungurul, fele apă, fele viz. Înțelegeți asta pe aici, că sunt ardeal, nu? Jumate apă, jumate apă. Mă rog, vorbe din astea așa, cu spirit de prin părțile noastre. Și zice, și-a mai observat ceva, ce? Păi noi nu suntem ca ceilalți. Și dă-ne împărat ca să fim și noi ca ceilalți. Nu știu dacă observați detaliile astea. Ei cereau împărat
ca să fie ca ceilalți. Samuel s-a apucat de plâns, necăjit. Dumnezeu îi pune mâna pe umăr, ce-i cu tine? Dar Samuel, ce să fie? Ce auzi, Samuel, stai liniștit, că oamenii ăștia n-au problemă cu tine, au problemă cu mine. Nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă. Dar încă nu era așa rău. Astăzi în Europa și America, creștinii nu leapădă pe Dumnezeu. Ei zic că nu există. Păi tot parlamentul de la Bruxelles, toți sunt creștini, au crescut în case de oameni care și-au făcut cruce, care au mers la... Tot senatul american, toți sunt oameni care au crescut cu cartea de cântări, cu Vino Doamne, cu Sfârșitul Veacului, toți așa au crescut, toți sunt creștini. Și toți găsesc soluții. Dumnezeu nu există. Și Dumnezeu îi zice lui Samuel, zice, du-te și cartă-l pe unul așa, o să ți se pară că-i cam dus cu sorcova, că caută niște măgari. Du-te și caută-l și de-al până la tine. Și se duce Samuel, mă rog, în sfârșit, până la urmă, cu toate, cunoașteți descrierea biblică, și apoi se așează pe acoperișul casei, povestesc între ei, lunge ca împărat. Fiți foarte atenți la detaliile pe care le precizează Dumnezeu. Îl lunge ca împărat. Vine ziua aceea când, ci că hai să tragem și la sort, să vedem cum îi, pică sorțul pe cel mai neînsemnat, pe cea mai neînsemnată seminție, pe cea mai neînsemnată casă și pe cel mai neînsemnat om, deși era cu un cap mai înalt decât toți bărbații din popor. Trece vremea și îi dă Dumnezeu examene, îi deschide fronturi ca să lupte cu sine. Câte fronturi de luptă cu sine au câștigat? Poate unul. Pe ce mă bazez când zic poate unul? Îi zice Dumnezeu, când erai mic în ochii tăi, când ți era rușine că ai fost ales împărat și când am venit la inima ta și am pus un duc de înțelepciune în tine, încât când bolboroseau ea pe acolo, cine-i mă prostul ăsta care m-a ajuns împărat? Ce tu te făceai că n-auzi, dar așa bine auzeai. Atunci parcă i-a deschis Dumnezeu frontul să lupte cu sine. Dar știți ceva? Ca la orice pocăit, a fost singur lucru lui Saul care nu i-a plăcut. Și apoi s-a dus pe frontul celălalt să-l căsăpească pe David, să lase împărați în viață, să aducă tauri mari pentru jertfă, să le facă, să le... Pai de capul meu! Și a ajuns într-un moment despre care noi pocăiții nu prea vrem să vorbim, când a zis, nu mai pot. Și s-a dus la proroc, zim ce să fac. Și prorocul a zis, n-am nimic pentru tine. A lemnit. S-a dus și a luat pieptarul. Și a zis, Doamne, ce să fac? Și nu i-a zis nimic Dumnezeu. Și când a văzut că nu-i zice nimic Dumnezeu, a zis, mai am o șansă. Șansa din Ioel. Dar chiar acum întoarceți-vă la Dumnezeu cu post, cu plânset și cu bocet. Cine știe dacă nu se răzgândește Dumnezeu și în loc să bage lancia în voi, vă dă belșug de binecuvântare. Și îngrozit de șansa aceasta, intră în post. Și în post îi face o vizită dracu. Și zice, auzi, dacă tot ești în post,
Du-te până la vrăjitoare și vezi că aia le cam știe. Și se duce la vrăjitoare. Aia îngrozită, păi, Saul, ai venit să mă omori, pentru că el omorâse toți vrăjitorii din Imperiu. Nu, zice, nu te omor. Cheamă-l pe Samuel să-mi zică ceva. Samuel, ce e Samuel? Își face aia spiritele, ce își face aia acolo? Și odată rămâne și ea îngrozită. Doamne ferește, pe cine m-ai pus să-ți vorbească? Se gata în scenă, nu contează. Și zice vrăjitoarea, auzi, ai câștigat. Cum să câștigi? Ai câștigat. Pune mâna și mănâncă. Pe cum să mă sunt în post? Pune mâna și mănâncă. Ai câștigat. Pune mâna și mănâncă, du-te pe dimineață pe front și acolo vei muri. Și ca un bou pe care îl duci la măcelărie, ca o pasăre care intră în lanț, în laț, neștiind că săgeata îi va străpunge ficatul. A aruncat în plata ei de post și de rugăciune, a băgat acolo un picior de vițel sau ce o fi dat, ca lumea s-a dus și a murit. Oamenii aceștia nu poartă crucea. Nu cumva ești un om de felul acesta? Dacă vrea cineva să vină după mine, zice Hristos, așa parcă vorbim de unul singur, dacă vrea cineva să vină după mine, are nevoie de o victorie. Nu asupra iadului. Aia e simplu de câștigat. Dacă vrea cineva să vină după mine, are nevoie de o victorie. Nu asupra lui Lucifer. Aia se câștigă ușor. Iov l-a făcut praf și pulbere în câteva zile. De mergea diavolul bolborosind și schilăind că nu ieșea nicio socoteală. Dacă vrea cineva să vină după mine, are nevoie de o victorie asupra sa. S-a terminat. Mi-a spus că până așa jumătate am voie să predic. Hai să încheiem cumva. Dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea. Deja că e frumos aici, duminica. Serios. Așa și când intri și o vezi așa, trisare așa, ai senzația că și-a lăsat Hristos Giulgiu acolo și a plecat și acum îl așteptăm să vină, să-și ia Giulgiu pe el frumos și să ne ducă în împărăția lui. Nu așa că e frumos? Numai că apare în Luca, ci în Matei și în Marcu nu zice deloc. Dacă voiește cineva să vină după mine, uitați-vă acolo cum zice, să-și ia crucea luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică și să o ia de la început. Și pe care zi din săptămână să o sară? Pe niciuna. Am o vorbă, sper să nu supăr pe nimeni. Și dacă supăr pe cineva, imediat plec și Dumnezeu cu harul. Am eu o vorbă. E luată din proverbe, dar un pic... Cum fac pastor? Știți că pastorile mai dreg. E mai lesne să te întâlnești cu o ursoaică lipsită de puii ei decât cu un pocăit în timpul pocăinței lui. De te-ai întâlnit cu un pocăit în timpul pocăinței lui. Ești un terminat. De la ursoaică poți scăpa. Că cum și-o pierdut puii, s-ar putea să îi strângi mameloanele că-i năjită și ioi, săracă, să lasă așa văitând, ce bine că mai îmi stoarce cineva laptele și mă liniște. Poți scăpa de la ursoaică. Dar de la un pocăit, dacă te-a prins în timpul pocăinței lui, s-a gătat pe veci.
Dacă vrea cineva să vină după mine, are nevoie de victorie în fiecare zi. Amin. Are nevoie de victorie în fiecare zi. Bărbaților, eu acum cred că vorbesc poate și împotriva mea, nu știu. E foarte rău, eu nu merg niciodată fără Lia. Și atunci când vorbesc trebuie să mă controlez foarte atent, că poate se ridică în picioare și zice ceva. Zice, bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți năcaz pe ele. Da, vă place, nu? Stai să vin și licoace. Și femeia să se teamă de bărbat. Dar nu mai aplaudă. O început să aplaude ăștia că ați fost pe fază. Da. 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 Câte zile pe săptămână? Toate. Câte zile din viață? Toate. Victorie asupra ta. Așa de trist, Cain n-a vrut să facă asta. Așa de trist, Saul n-a vrut să facă asta. Așa de trist, Iuda n-a vrut să facă asta. Așa de trist, Anania și Safira n-au vrut să facă asta. Așa de trist, așa de trist, așa de trist, pentru că o victorie asupra sinelui tău te face vrednic să porți crucea. Și când un om care are victoria asupra ființei sale poartă crucea, nu o să vă vină să credeți, e un Hristos. Nu știu dacă, probabil că știți, o mai fi zis cineva sau o fi zis eu și m-ați auzit. Până la anul 325, când a fost, 319 de fapt, când a fost oarecum relaxată atitudinea față de creștini și apoi legalizată în Imperiul Roman, toți creștinii erau porecliți, adică aveau poreclă de Hristos. Cum la mine în sat, nouă ne zicea la copii că suntem de-a lui Șonița. Mie tare mult mi-a plăcut porecla asta, am vrut să-i pun numele la fiica mea, dar nevastă mea care este unguroaică și cu munguri întotdeauna, eu dominat pe români, n-am biruit să-i pun numele. Da? Și eu de 36 de ani sunt sub Imperiul Austro-Ungar. Și n-am putut să-i pun nume Șonița la fiica mea, un nume așa de frumos. Pentru că pe tatăl meu, pe bunicul meu îl chema Alexandru. Și cum era în vremea Ungariei atunci, oamenii ziceau Șoni. Și dacă el a avut o fată, i-a zis Șonița. Și dacă Șonița a avut copii, noi eram Șoniei. Asta era porecla noastră, da? Ei, așa era porecla asta. Toți care l-au primit pe Hristos erau porecliți, Hristoși. Și cum propovăduiau ei Evanghelia atunci? Că nimeni nu știe ce e Hristos. Noi ne închipuim că e ca astăzi, cu smartphone-ul, cu trimiteri, cu... Nu era nici cine avea o bucată de text, de sul, ceva, era cea... Nimeni, doar ce zicea omul și ce e Hristos, ce e Hristos. Și creștinul îi zicea, zice, uită-te la mine și gata. Fă ce fac eu și gata. Și atunci, fii atent un Hristos. Fii atent un Hristos, fii atent un Hristos. După 319, când s-a bălăcărit tot creștinismul, știți cum au început să predice creștinii? Că la noi la pocăiți, zice, nu vă uitați la noi, uitați-vă la Hristos, că noi am încercat și nu am mers, îmi poate merge la voi. Ce, nu așa predicați? Și încă suntem mândri. A, nu vă uitați la noi. Vreți să te mai răi ca voi, dar uitați-vă la Hristos. Poate vă iese. Nu?
Cine a câștigat victoria cu sine are măreția dumnezeiască de a purta crucea. Nu pe sărite. În fiecare zi. Fantastic. Fantastic. Și zice aici, de ce e important lucrul acesta? Este singura metodă corectă prin care îți salvezi viața. Cum adică dându-mi eu mi-o salvez? Da. E singura metodă corectă prin care salvezi viața. Pentru că oricine caută să-și scape viața neavând victoria asupra sa, și-o va pierde. Și oricine are victoria asupra sinelui său, își câștigă viața. Amin. Amin. E o ecuație atât de simplă. Pentru că Hristos stătea curgându-i sudor de sânge de pe frunte. Dragostea lui dusă la haos față de tine și față de mine a produs în trupul lui o tulburare și o durere de așa intensitate care se petrece uneori la unele femei care nasc extrem de greu și datorită efortului și durerii și groazei care l-au asupra lor, toată pielea de pe corp se umple de pigmenți roșii din forța aceea. La Hristos, această identificare cu păcatul meu și cu păcatul tău a dus într-acolo încât îi curgea sudor de sânge. Și a strigat la Dumnezeu, Doamne, Tată! Ia de la mine bătaia asta cu mine însumi. Ia-o de aici! Și când s-a auzit ce a zis, cu o precizare, Tată, nu cum îmi convine mie, ci cum îți convine ție. Și când a zis cuvintele acestea, Tatăl a zis, atunci câștigă victorie asupra ta. Și atunci s-a ridicat, s-a dus la frații lui din comitet, care dormeau, și a zis, haideți, că se apropie crucea. Și biruința pe care a avut-o Hristos asupra sinelui său i-a făcut vrednicia universală să poarte crucea. Iar propovăduirea acesteia pentru cei ce sunt pe drumurile pierzării este o nebunie, un nonsens, ceva nerațional, ceva nemodern, ceva fără niciun gust, fără nicioți. Dar pentru cei ce sunt pe calea lui Dumnezeu, propovăduirea acestei cruci este puterea eternă. Amin. Amin. Deci, dragul meu, frate și soră, e foarte frumos să fii în societatea aceasta, deși noi nu chiar credem, e foarte frumos să fii pocăit. Ai o altă ținută, ai o altă plecare socială, ai alte tangențe cu oamenii, ai într-un mod regulat o oază de suflet aici, ești numai pe plus. Dar dacă n-ai câștigat biruința asupra sinelui tău, să nu uiți. Ești o rușine pentru cruce și ești o rușine pentru Dumnezeu. Uite cum zice Hristos. Și închei că nu mai... Uite cum zice Hristos. Este... Iată.
Eu stau la ușă și bat. Apocalips 3 cu versetul 20, deși mie nu-mi place chestia asta ce faceți voi, să-și deschidă fiecare Biblia, numai că nu au. Apocalips 3 cu 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el. Voi cina împreună cu el și el împreună cu mine. Ce e asta, Doamne? Păi să spun ce e asta. Celui ce va birui. Îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Dacă este cineva care are urechi, nu pentru cercei, nu pentru piercinguri din alea sau nu știu cum să numesc, nu fac referire la slori, că acum e în floare la bărbați. Deci dacă are cineva urechi cu scopul de a auzi, să audă că lucrul acesta îl spune bisericii Duhul Sfânt Dumnezeul. Și când ai victorie asupra sinelui tău, băieți, haideți sus. Când ai victorie asupra sufletului tău, când ai victorie asupra răutăților tale, când reușești să-ți faci slugă și rob pe sinele tău, nu pe fratele sau sora ta, când reușești să faci lucrul acesta, atunci ai câștigat victorie. Și cel care are victorie este identic cu Hristos. Și în felul în care Tatăl i-a spus lui Hristos, victor, să șadă pe scaunul lui de domnie împreună, în felul acela, Hristos va spune celuilalt victor din Oradea, de la Sfânta Dărime sau de unde o fi, vino să șezi cu mine pe scaunul meu de domnie. Că în felul în care eu am biruit asupra mea, în același fel ai biruit tu asupra ta. Și această victorie a adus liberare, iertare și mântuire. Dumnezeu să vă ajute și Dumnezeu să mă ajute acum și în fiecare zi a vieții.